Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni! Astăzi, împreună cu întreaga fracțiunea noastră, din numele domnului președinte Ilan Șor, vrem să vă comunicăm poziția noastră în legătură cu ultimele evenimente legate de deputații fracțiunii noastre. După cum știți deja, astăzi la Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului urmează să fie pusă în dezbatere cererea Procurorului General Interimar în privința încuvințării, ridicării, imunității liderului Partidului Șor și președintele fracțiunii noastre parlamentare, domnului Ilan Șor, precum și imunitatea parlamentară a subsemnatei Marina Tauber. Despre motivațiile care stau la baza acestei solicitări ne-am pronunțat deja atât liderul nostru, domnul Ilan Șor, cât și eu personal. Iar poziția noastră rămâne neschimbată. Noi suntem ferm convinși că Procurorul General Interimar execută o comandă politică care vine direct din culisele actualei puteri. Iar motivul este simplu și banal, după cum am spus și anterior. Suntem o forță politică de opoziție, foarte vocală și în continuă creștere, iar pas în frunte cu Maia Sandu nu face altceva decât să încerce să ne intimideze și să ne închidă gura. În plus, aplică aceeași tehnică de distragere a atenției de la problemele reale ale cetățenilor și dezastrului în care a ajuns țara noastră, din cauza incompetenței acestei guvernări, încercând să-i servească publicului circ și show-uri ieftine, în speranța că oamenii îi vor aplauda și vor uita că nu mai au ce pune pe masă. Prin urmare, prea mari așteptări de la dezbaterile de astăzi din comisie nu aveam, deoarece am avut deja posibilitatea să ne convingem că ele poartă un caracter pur formal și că decizia se ia cu totul în altă parte. Și a fost luată deja, din câte cunoaștem, așa că putem prevedea ușor comportamentul colegilor deputați din PAS, atât la comisie, cât și joi în Parlament. Mai ales că nu suntem la prima experiență de acest fel, iar această guvernare este într-atât de lipsită de imaginație, încât nu s-a obosit nici măcar să inventeze ceva nou. Același dosar prăfuit și aceleași acuzații sterile, pe care le întorc pe toate părțile de ani de zile și pentru care ne-a fost ridicată deja imunitatea și anterior. Asta chiar dacă după aceea procurorii și-au retras învinuirile în lipsă de probe și încă ne-au prezentat scuze publice pentru prejudiciile cauzate atunci. Cel mai probabil că așa se va întâmpla și de această dată, pentru că, repet, Procuratura Generală nu face justiție, ci deservește partidul de guvernământ pe post de bâtă politică. Problema e altă, că din cauza lașității și perversităților au de suferit oameni concreți, a căror vină constă doar în faptul că critică actuală guvernare și o penalizează pentru gafele pe care le comite. În cazul de față este vorba despre noi, iar prin ricoșeu este afectată întreaga societate, pentru că este spectacole ieftine, nu țin nici de foame, nici de sete, ci adâncesc și mai mult prăpăstie din societate. Iată de ce facem un apel pe această cale către presa din Republica Moldova, societatea civilă, instituțiile care monitorizează procesele democratice, organizațiile care apără drepturile omului, misiunile diplomatice și toți observatorii străini să urmărească atent ceea ce se întâmplă și să nu admită alte abuzuri și ilegalități. Încă mai sperăm că în majoritatea parlamentară au mai rămas oameni onești care vor pune în sfârșit piciorul în prag și nu vor mai accepta să fie părtași la această bătaie de joc. Cineva de la putere speră, poate că după venire de săptămână trecută a Procurorului General în Parlament, ne vor intimida și chiar vor reuși să ne facă să fugim, iar astfel vor paraliza activitatea formațiunii noastre politice. Dar vreau să le transmit că noi nu ne lăsăm intimidați atât de ușor și ne vom apăra drepturile, dar mai ales onoarea și demnitatea prin toate mijloacele
posibile. Și să nu creadă că dacă ne vor hărțui prin instanțele lor de buzunar și ne vor lipsi de libertate, vor reuși să ne închidă gură. Suntem mulți, suntem uniți, suntem puternici, iar în spatele nostru este o masă mare de oameni care înțelege foarte bine ce se întâmplă. Deocamdată nu vrem să intrăm în detaliile juridice și nici să vorbim despre faptele care ni se incriminează, dar vă asigurăm că în curând, foarte în curând, veți afla niște lucruri foarte interesante și niște nume sonore. Inclusiv cine sunt adevărații hoți și escroci și cum încearcă ei astăzi să ne facă pe noi, țapi ispășitori pentru păcatele lor. Da, vă anunț că mult dintre dumneavoastră veți rămâne surprinși, pentru că unii sunt chiar aici, în preajmă, pozând în holurile acestor instituții și făcând execuții publice televizate. Dar cu aceste detalii noi vom reveni. Înainte să spună câteva cuvinte și colegul nostru, domnul deputat Denis Ulanov, aș vrea să vă anunțăm poziția fracțiunii noastre în privința votului în legătură cu ridicarea imunității domnului Ilanșor și a mea, că am luat decizia la ședința fracțiunii. Decizia aceasta a fost luată la inițiativă liderului nostru, domnului Ilanșor, că fracțiunea Partidului Șor va vota pentru ridicarea imunității domnului Ilanșor și a mea. Noi toți împreună am luat această decizie și vom vota cu ambele mâinile, dacă trebuie, ale noastre. Pentru că nu ne temem de nimic, nu avem ce să ascundem, nu avem nevoie de imunitate, nu avem nevoie de careva formalități. Suntem deschiși pentru anchetă, suntem deschiși să răspundem la toate întrebările, dacă ele există și acest lucru nu reprezintă doar un show politic, și vom colabora cu anchetă și cu toți cei care sunt cu adevărat cointeresați ca cei care sunt de vină în furtul miliardului să fie pedepsiți. În acest context, noi îi îndemnăm și pe alte fracțiuni și pe ceilalți deputați din Parlament să voteze pentru ridicarea imunității noastre, pentru că așa este și poziția fracțiunii noastre și a Partidului Politic Șor, că deputați nu au nevoie de imunitate. Vă mulțumim foarte mult și o să vă ținem la curent despre toate dezvoltările de astăzi și în genere ce se va întâmpla mai departe. Буквально несколько слов. Мы были, остаемся последовательны в вопросе парламентского иммунитета, принимая во внимание реалии Республики Молдова, принимая во внимание отношение общества к понятию парламентского иммунитета. И чтобы об этом не говорили наши оппоненты, или прямо так скажем, злопыхатели, мы были, остаемся уверены в своей позиции, мы были, остаемся уверены в том, что если прокуратура хочет действительно знать правду, разобраться в этом вопросе, то надо заниматься не этими политическими шоу с иммунитетами, надо заниматься реальной работой и преследовать тех, кто реально виноват. Адвокаты и Марина Таубер в свою защиту обозначат очень много интересного, в том числе сделают это публично для того, чтобы было прекрасно понятно, с чем пришел господин Рогу в парламент. Поэтому наше голосование за снятие иммунитета никоим образом не надо расценивать как признание какое-то или заниматься пиаром. Это совсем не в этом вопрос. Вопрос в том, что парламентский иммунитет себя изжил. И наше голосование означает не голосование за снятие иммунитета Марины Таубер и Илона Шора. Мы в принципе считаем, что иммунитет нам не нужен, и мы его не считаем для себя имеющимся. Наше голосование означает последовательную позицию в том, что иммунитет депутатам не нужен,
или, по крайней мере, он должен быть таким, какой он есть во многих европейских странах. Политический иммунитет, иммунитет во время сессий и так далее. Есть много вариантов, которые могут быть внедрены в Республике Молдова. И мы все-таки надеемся, уверены в том, что реформы, о которых говорит правящая власть, будут действительно настоящими в всем, что касается взаимоотношений прокуратуры и депутатов. Спасибо. Спасибо. Благодарю.